Jurnalele RTT. Știri la fix. Experți autorizați în domeniul cadastru, geodezie și cartografie au protestat timp de 2 ore în fața Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară. Oamenii acuză că activitatea instituției prejudiciază pe clienți și statul român, deoarece datele din acte nu se potrivesc cu cele din teren. Unele probleme sunt de pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Câteva zeci de protestatari s-au adunat în fața Oficiului de Cadastru pentru a-și striga păsurile. Dumneavoastră nu faceți altceva decât să luați banii, convertiți cărți funciarele, întorceți în sistem fără documentații cadastrale. Ne-am săturat. Faceți tranzacții pe aceste cărți funciare și aduceți prejudicii cetățenilor și investitorilor. Protestatarii acuză faptul că până și conducerea de la București se întreabă ce se întâmplă la Brașov, ca urmare a faptului că doar 30% din lucrările OCPI Brașov au fost admise pentru clientelă. Mai mult, 98% din lucrările cadastrale au avut nevoie de notă de completare. Cu toate acestea, 70% dintre ele au fost respinse. Problemele semnalate de protestatari sunt însă multiple. Conform legii 7, înscrierea în sistemul de cadastru se face printr-o documentație de primă înscriere care este scutită de tarif de către statul român. Dânșii au modificat printr-un ordin care trebuia să pună în aplicare legea să se facă printr-o anumită actualizare, deoarece au băgat în sistemul integrat forțat vechile evidențe de carte funciară, s-au amestecat cele noi cu cele vechi. Practic, iau cărți funciare din arhivă, care sunt în sistem analogic, și le trec în format electronic, fără a avea la bază o documentație cadastrală. Cetățeanul român este prejudiciat. Statul român este prejudiciat și noi, ca persoane autorizate, suntem prejudiciate. Persoanele autorizate să desfășoare activități în acest domeniu spun că o parte din probleme vin încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Pentru că proprietarii erau obligați să dea o cotă parte împăratului, preferau să dea o șpagă și să declare suprafețe mai mici ale clădirilor. Pentru că angajații actuali de la cadastru nu au verificat situația la transcrierea în computer, cetățenii care doresc să vândă o proprietate sunt nevoiți să-și plătească solicitarea, deși ar fi trebuit să beneficieze de gratuitate. Protestatarii mai cer și renunțarea la ordinul 1340 din 2015, care le îngrădește, spun ei, dreptul la muncă. Primul torționar al temnițelor comuniste a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru crime împotriva umanității. Alexandru Vișinescu, fost comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, astăzi în vârstă de 90 de ani, a ajuns deja la penitenciarul Rahova. De ce a durat 26 de ani pentru ca justiția română să dea această sentință? O parte dintre cei care făceau legile și cei care le aplicau erau chiar copiii criminalilor, crede Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic din România. Bjoza spune că normal ar fi fost ca această decizie să fie dată cu cel puțin 20 de ani în urmă, însă atunci unii dintre cei care făceau legea erau chiar copiii foștilor torționari. Decizia înaltei curți de casație și justiție de 20 de ani de închisoare pare blândă față de atrocitățile pe care le-a comis Vișinescu în calitate de șef al penitenciarului Râmnicu Sărat, mai ales că aceasta vine la o jumătate de secol după odioasele crime. Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic crede că această condamnare este tardivă, dar face dreptate. Deși tardivă, e binevenită, așa, ei când spun justiția română, trebuia să-și facă treaba nu acum după 26 de ani, ci atunci, în anii 90-91, când mii de torționari erau în viață, o parte dintre cei care făceau legile și cei care le aplicau, erau chiar copiii criminalilor. Bjoza regretă însă că judecătorii care i-au condamnat la ani grei de închisoare pe cei vinovați doar de faptul că iubeau țara și nu erau de acord cu comunismul nu au fost nici măcar anchetați. Fostul deținut politic spune că sunt trași la răspundere doar executanții de ordine, nu și cei care le-au dat. Dar unde sunt judecătorii și procurorii care ne-au trimis la moarte? Aceia unde sunt? Unde se ascund? Chiar niciunul nu mai trăiește dintre ei? E greu de presupus. Da, domnule, am exemple concrete și ajuns la vârf. Dintre cei 3 judecători care au dat decizia de condamnare a lui Vișinescu, unul a considerat că acesta trebuie lăsat liber, deoarece faptele pe care le-a comis s-au prescris. Vișinescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa și dus la penitenciarul Rahova, de unde ar putea ajunge la Jilava.
Deși doar de la începutul anului, trei brașoveni și-au pierdut viața pe trecerile de pietoni și alți câțiva au ajuns în spital, primăria și poliția nu s-au pus de acord dacă intersecțiile sunt bine semnalizate sau nu. Potrivit poliției, pe 36 de treceri de pietoni, iluminatul este necorespunzător. Reprezentanții primăriei spun însă că toate trecerile de pietoni sunt semnalizate corect atât vertical cât și orizontal. Mai mult, acțiunile de sistematizare au început încă din 2013 și vor continua pentru fluidizarea traficului și înlăturarea tuturor surselor de pericol de pe străzile orașului. Potrivit poliției Brașov, pe calea București sunt cele mai multe treceri pentru pietoni cu probleme, 8 la număr. 7 astfel de zebre ar fi pe Bulevardul Griviței, câte 4 pe Bulevardul Saturn, strada 13 decembrie și strada lungă, 3 pe Bulevardul Valea Cetății, 2 pe strada Hârmanului și câte una pe străzile Independenței, stadionului, Bulevardul Muncii și calea Făgărașului. În urma acestei acțiuni a fost sesizată o firmă de profil să efectueze măsurători fotometrice la trecerile de pietoni respective și să corecteze iluminatul. Managerul orașului contrazice varianta comunicată de purtătorul de cuvânt al poliției. Municipiul Brașov, nu există treceri de pietoni, intersecții sau artere nesemnalizate, atât orizontal cât și vertical. În ceea ce privește iluminatul, este puțin probabil ca purtătorul de cuvânt al poliției să-și fi făcut studiile necesare, în urma cărora să se constate că iluminatul este unul necorespunzător. Aș crede că este o opinie personală a dânsului. La Brașov se lucrează încă din 2013 la un sistem prin care să se asigure vizibilitate cât mai bună la trecerile de pietoni. La finele anului 2015 am îmbunătățit, pe de o parte, intersecțiile de la strada stadionului cu strada lungă. Am suplimentat pe Bulevardul Vlahuță, cât și pe Bulevardul Gării, trecerile de pietoni cu insule. În plus față de aceasta am făcut presemnalizare. Asta înseamnă că la 30 de metri înainte de semnalizare mai există un indicator de circulație care presemnalizează trecerea de pietoni. Specialiștii spun că semaforele cu lumină intermitentă galbenă permit șoferilor să observe din timp trecerile de pietoni și să-și ia măsuri de precauție. La trecerile de pietoni, cât și la intersecții, nu se impune un iluminat suplimentar sau ridicarea intensității luminoase, pentru că acest lucru ar face un rău mai mare decât există. Ar apărea conul de umbră, venind dintr-o anumită zonă cu o intensitate luminoasă, intrând într-o lumină mai amplă, odată cu ieșire, apare efectul de orbire. Nu toate instalațiile de semnalizare montate recent la diverse treceri de pietoni sunt și 100% funcționale, așa cum o dovedesc imaginile surprinse chiar astăzi la cea mai proaspătă trecere de pietoni din Brașov, amenajată în dreptul SIF Transilvania. Sute de pliante informative vor ajunge de joi la clienții care folosesc taxiurile a cel puțin două companii de taximetrie din oraș. Campania inițiată de inspectorii OPC a luat naștere în urma numeroaselor plângeri venite din partea brașovenilor la adresa practicilor ilegale ale unor șoferi de taxi. Controlele vor continua și în perioada următoare, iar autoritățile vor monta și panouri informative pentru ca toți să știe ce drepturi și ce obligații au. Un consumator informat este un consumator protejat. Este motoul campaniei de informare lansată de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor, dedicat serviciului de taximetrie din municipiu. De joi, brașovenii vor primi aceste pliante și vor ști că au dreptul să refuze cursa dacă șoferul nu respectă normele legale sau că pot coborî din mașină fără să plătească dacă nu li se eliberează bon fiscal. Clienții nemulțumiți pot depune plângeri scrise la OPC, la dispeceratul firmei de taxi sau pot suna chiar la poliție dacă șoferul devine agresiv. Are obligația chiar de a solicita bonul și de a plăti doar după ce primește acest bon, trebuie să știe că are dreptul să fie dus pe cel mai scurt drum de la punctul A la punctul B, trebuie să știe că nu poate fi refuzat de către șoferul taxiului decât dacă se află în stare de ebrietate sau are hainele murdare. Brașovenii sunt sfătuiți să nu se urce în taxiurile care nu au toate elementele de identificare, să nu negocieze tariful în prealabil cu șoferul și să nu accepte deplasarea fără pornirea aparatului de taxat. În urma sesizărilor și patronii vor lua măsuri. Orice firmă de taximetrie ia măsuri pentru că nu vrea să aibă o pată neagră spre firma respectivă. Unii dau afară, unii sancționează, unii schimbă de pe o mașină mai bună pe o mașină mai slabă ca să simtă că a fost sancționat.
În scurt timp vor fi amplasate și panouri informative în gară, în livada poștei și la Modarom. Pe acestea vor fi afișate companiile de taxi autorizate, dar și tarifele percepute, atât în română cât și în limba engleză. Zonele au fost alese în special pentru că sunt frecventate de turiști, care nu de puține ori au fost victimele taximetriștilor. Mai multe taxiuri au fost verificate chiar la sfârșitul lui ianuarie. Dintre cei care au fost sancționați, cei mai mulți nu aveau atestat, percepeau tarife diferite față de cele afișate sau nu aveau truse medicale și extintoare. Controlele vor continua, iar cei găsiți în regulă riscă să primească amenzi de până la 20.000 de lei. Universitatea Transilvania și-a ales miercuri conducerea pe viitorii 4 ani. Aproape 700 de cadre didactice și studenți ai universității au fost așteptați de dimineață la vot pentru a-și alege rectorul și pentru a-i valida pe membrii Senatului Universității. Dacă la Senat, probabil că vor avea loc schimbări, șefia universității va fi asigurată tot de Ioana Brudan, actualul rector, singurul candidat înscris în cursă. Potrivit calendarului și metodologiei, alegerile la Universitatea Transilvania s-au desfășurat din 1 octombrie 2015 la nivel de departament și facultate, pentru a ajunge acum la cele pentru universitate, alegerea senatului și a rectorului. La cele două secții de vot amenajate în aula universității au fost așteptați să-și aleagă noua conducere circa 700 de profesori, cercetători și reprezentanți ai studenților. Astăzi la Universitatea Transilvania au loc alegerile pentru funcția de rector al universității și validarea nominalizărilor pentru Senatul Universitar. Din partea facultăților, fiecare facultate și-a desemnat reprezentanți și astăzi are validarea pe universitate. Astăzi se validează membrii supleanți pentru Senat în cazul în care se eliberează un loc ca să nu facem alegeri în fiecare an. Aceste alegeri se fac pentru studenți mai des, fiindcă ei având ciclu de 3 ani, 4 ani, practic își termină ciclul de învățământ și atunci se eliberează locul în Senat. Validările pentru Senatul Universitar și pentru alegerea rectorului au loc odată la 4 ani. În mod excepțional, dacă se mai eliberează locuri în Senat, odată cu pensionarea unor cadre didactice, au loc alegeri parțiale pentru perioada rămasă până la finalul mandatului. Dacă în Senat, pe lista celor 68 de membri, pot apărea nume noi, șefia universității va fi asigurată tot de Ioana Brudan, actualul rector fiind singurul care și-a dorit această funcție. La funcția de rector este un singur candidat, actualul rector, candidează pentru un nou mandat. În principiu este o procedură formală, că având un singur candidat, nu, e formal. Vormul, în principiu, ar trebui să se îndeplinească, dacă nu, se refac mâine alegerile. Noua conducere va intra în vigoare de la 1 martie. În cel mult două luni, Brașovul va avea o Academie a Seniorilor. Instituția va fi înființată după modelul din orașul ceh Brno, care de 11 ani învață anual sute de vârstnici să se protejeze de infractori, să trăiască în siguranță și să beneficieze de serviciile publice. Reprezentanții municipalității brașovene au participat în luna septembrie la un workshop în orașul Brno. Aici au aflat de acest tip de serviciu social gratuit oferit vârstnicilor. După 11 ani de implementare a activităților au venit și rezultatele. Bătrânii sunt mult mai precauți și sună la poliție imediat ce observă lucruri suspecte. Conform statisticii anuale din orașul nostru, crimele în rândul vârstnicilor s-au redus. Bătrânii sunt bine informați și știu cum se pot apăra de infractori. Știu chiar și cum să își protejeze proprietatea. Primăria Brașov și Direcția de Servicii Sociale vor să înființeze o astfel de academie unde vârstnicii vor lua lecții despre cum pot folosi cardurile bancare, cum să prevină incendiile și accidentele rutiere sau cum să se ferească de hoți. În cel mult două luni, academia va fi gata de funcționare, iar cursurile vor începe abia în septembrie. Primii beneficiari vor fi cei 120 de vârstnici de la centrul de zi al DSS. Ulterior se vor putea înscrie și ceilalți pensionari din municipiu și chiar din județ. Municipalitatea va pune la dispoziție 3 spații pentru desfășurarea activităților. Este vorba de centrele de zi din Noua Răcădeu și cel de pe strada Panselelor. Și alte ONG-uri sau instituții publice sunt așteptate să se implice în reeducarea vârstnicilor. Primăria va încheia un parteneriat cu instituțiile abilitate ca să ofere anumite seminarii de informare pe securitate urbană, în speță poliția locală, poliția județeană, Direcția Județeană a Persoanelor Vârstnice și Direcția de Servicii Sociale. Și la Brașov, vârstnicii sunt cei mai vulnerabili când vine vorba de infracțiuni. Numai în primele 10 zile ale lui 2015 au fost comise 7 fapte prin metoda accidentul, care a provocat prejudicii de 12.000 de euro. Infractorii își înnoiesc periodic tacticile, astfel că vârstnicii trebuie să fie în temă cu noile metode de acționare ale hoților. Consider că a ne uni forțele cu autoritățile publice locale ar fi o activitate nemaipomenită. Am putea veni cu foarte multe recomandări, spre exemplu, pe prevenirea furturilor din locuințe, pe prevenirea tâlhăriilor, prevenirea înșelăciunilor.
Viitorii beneficiari se bucură de înființarea Academiei. Unele care suntem totuși preocupate, ne mai interesăm, dar sunt foarte multe persoane care, așa singure acasă, nu se interesează. Deci, într-un cadru din ăsta, e foarte bine. În Brașov trăiesc circa 60.000 de vârstnici, iar în județ aproximativ 140.000. Brașovul este singurul oraș din România membru al Forumului European pentru Securitatea Urbană. Charles Darwin va fi sărbătorit la Zoo Brașov. În acest weekend, vizitatorii vor avea ocazia să studieze îndeaproape originea speciilor, așa cum a relatat-o faimosul biolog, de la nașterea căruia se împlinesc 207 ani pe 12 februarie. Cum ziua de naștere a celebrului biolog este sărbătorită în întreaga lume și reprezentanții grădinii zoologice s-au gândit să-l celebreze pe Charles Darwin. Prin acest proiect, inițiatorii vor să educe vizitatorii parcului zoologic în spiritul ideilor de bază ale biologiei. La Zoo va funcționa un centru de informare și prezentarea figurii lui Charles Darwin, a teoriei evoluției prin selecție naturală și a principiilor de bază ale biologiei evoluționiste. Cei mici vor putea participa și la diverse jocuri interactive. Grădina zoologică își continuă parteneriatele cu asociații și inspectoratul școlar pentru promovarea educației și a responsabilității copiilor față de animale. Este unul dintre evenimentele importante ce au loc în această lună la grădina zoologică, dar nu singurul, și sperăm că și pe viitor vom avea parte de astfel de evenimente. Și vor putea participa copilașii? Copilașii vor participa la workshop-uri. Ca și un exemplu, va fi făcut un fir logic al evoluției speciilor, unde copiii vor putea așeza în firul logic evoluția, evidențind evoluția speciilor pe parcursul timpului. Darwin Weekend va avea loc între 12 și 14 februarie, între orele 10 și 17. Intrarea la eveniment este gratuită pe baza biletului de intrare la zoo. Instruire pe teme PSI. Zeci de reprezentanți ai firmelor care activează pe raza județului Brașov au luat parte marți la un seminar referitor la modificările legislative la normele de prevenire și stingere a incendiilor. La sesiunea de informare găzduită de Camera de Comerț și Industrie, angajații sub Brașov au oferit și exemple practice referitoare la modul de aplicare a modificărilor legislative recente. Camera de Comerț continuă seria de seminarii de interes pentru mediul de afaceri. În această zi și mâine organizăm un seminar tematic organizat împreună cu Inspectoratul de Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov, în care vom prezenta și vor fi explicate anumite aspecte agenților economici, aspecte care au apărut în urma modificărilor legislative din acest domeniu. Angajatorii brașoveni au aflat că Inspectoratul pentru Situații de Urgență are dreptul să închidă pe loc localurile care nu respectă legislația privind protecția la incendii. Angajații inspectoratului pot și amenda pe cei care activează în zona comerț, cultură și turism în clădiri mai mari de 200 de metri pătrați. Cu localul închis se pot trezi cei care depășesc cu mai mult de 10% numărul maxim de utilizatori pentru care s-a obținut autorizația de securitate la incendiu sau cei care desființează căi de evacuare sau instalații de stingere a incendiilor. Noile reguli privind apărarea împotriva incendiilor au intrat în vigoare după tragedia din Clubul Colectiv din capitală. Modificările legislative pot fi consultate în ordonanța numărul 52 din 2015 și hotărârea de guvern numărul 915 din 2015. Concurs de angajare la poliția locală. Pentru a-și completa organigrama, instituția încearcă să acopere în perioada următoare 12 posturi libere la Serviciul de Ordine Publică, Biroul de Ordine Publică și Biroul Poliției Turistice. La Serviciul de Ordine Publică se pun la bătaie 6 posturi, 2 pentru persoanele cu studii superioare care pot fi și fără vechime, 2 pentru cei cu studii medii și vechime de minimum jumătate de an și alte 2 pentru debutanți cu studii medii. La Biroul de Ordine Publică este nevoie de 3 persoane, 2 cu studii superioare și unul cu studii medii, însă cu vechime de 5 ani. Tot 3 posturi sunt scoase la concurs și pentru Biroul Poliției Turistice. Sperăm că vom avea un număr important de înscrieri, oameni pregătiți ce vor ajuta la păstrarea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Brașov. Cei care vor să participe la concurs trebuie să treacă de 2 probe. Cea sportivă va avea loc pe 16 martie la ora 10 pe arena liceului sportiv, iar nota minimă pentru promovare este 7. Cei care trec această probă vor merge la proba scrisă pe 21 martie la ora 9 la sediul poliției locale. Dosarele pentru cei interesați trebuie să fie depuse până pe 7 martie.
Controle în toate spitalele brașovene. În următoarele săptămâni, mai mulți consilieri de la compartimentul control furnizor și servicii medicale al Direcției de Sănătate și Asistență Medicală din cadrul Consiliului Județean vor lua la puricat toate spitalele din subordine. Inspectorii vor verifica cum s-au cheltuit banii alocați de la județ pentru aparatură medicală și cum se desfășoară operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Toate cele 6 unități spitalicești vor fi controlate până la sfârșitul lunii martie. Direcția de Sănătate Publică și Asistență Socială în următoarea perioadă va declanșa controle în toate spitalele din subordinea Consiliului Județean pentru a verifica cum se cheltuiesc banii care sunt alocați din bugetul propriu al Consiliului Județean, pe deratizare, igienizare, comunicare între pacienți și cadrele medicale. În următoarea perioadă, Consiliul Județean va începe și demersurile pentru transformarea unităților medicale, care în prezent nu au acest statut, în spitale clinice. Este vorba despre Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul de Psihiatrie și Neurologie și Spitalul de Pneumoftiziologie. După elaborarea documentațiilor, acestea vor fi transmise spre aprobare Ministerului Sănătății.